7 planete tradiționale reprezintă, semnifică absolut tot ce există pe Pământ. Chiar și lucrurile moderne, o să vorbim puțin mai târziu despre aceasta. Adică dacă ceva este modern și nu a existat acum 100 de ani, acum 1000 de ani, nu înseamnă că nu poate fi semnificat de una din planetele tradiționale. Deci, semnifică orice din natură, stau de fapt de pe Pământ, nu doar natură, pietre, plante, insecte, animale de orice tip, obiecte făcute de mâna omului, substanțe naturale sau create de om, trăsături de personalitate și caracter și așa mai departe. Sunt sigură că n-am enumerat aici tot ce poate fi semnificat de planete, pentru că până la urmă fiecare planetă, ele sunt 7, fiecare planetă reprezintă statistic, să spun așa, a 7-a parte din toate lucrurile care există pe Pământ sau în mintea omului. Bineînțeles, nu este o statistică exactă, nu este fix a 7-a parte, dar ca idee. Iar semnificațiile naturale reprezintă pur și simplu ce înseamnă o planetă în mod natural, în opoziție cu semnificațiile contextuale, adică planetele ca guvernatori de case, contextul fiind harta astrologică și casele. Așa. De exemplu, Luna, noi o folosim deja ca semnificator natural, reprezintă emoțiile, corpul, emisfera dreaptă a creierului, mai nou, mamă, soție, dar ea reprezintă și argintul, perlă, broasca, că tot vorbeam ieri de broască și de cine o guvernează, castravetele, apa și așa mai departe. Nenumărate lucruri sunt semnificate de Lună, dar nu sunt folosite prea mult în citiri astrologice, pentru că în harta natală este greu să folosești, de exemplu, Luna ca semnul castravete. Este neobișnuit și nici nu prea are sens, nu prea are rost. O parte mare din semnificațiile planetelor vin și din caracteristicile lor elementale, nu elementare, deci de ca element. Și aici le-am structurat așa și vizual. Marte și Soarele sunt de foc, Marte fiind mai fierbinte și mai uscat decât Soarele, de aceea i-am pus un plus acolo. Mercur și Saturn de Pământ, Saturn fiind foarte rece și foarte uscat. Jupiter, singura planetă sanguină, adică de aer. Venus și Luna, planete de apă, Luna fiind mai umedă și mai rece decât Venus, dar nu în mod extrem, adică acesta este un motiv pentru care cele două planete, adică Marte și Saturn, sunt numite adeseori malefice, pentru că Marte este prea fierbinte și prea uscat ca să susțină viața și Saturn este prea rece și prea uscat ca să susțină viața. În general, viața este susținută de apă, deci Luna nu poate să fie, chiar dacă este foarte rece, nu poate să fie, să facă rău vieții. Nu voi discuta fiecare planet în parte, dar vreau să vorbesc puțin despre Mercur, pentru că atunci când am aflat despre caracteristicile elementale ale planetelor, m-a surprins foarte mult că Mercur nu este planetă de aer. Noi suntem obișnuiți să considerăm sanguinitatea sau această noțiune de a face conexiuni cu ceilalți drept o caracteristică a lui, adică reprezentată de Mercur, de discuții, de cuvinte, de texte, de comunicare vorbită și scrisă. Și m-am gândit foarte mult la acest lucru. De ce este Mercur aici uscat și rece? Și ce ar putea să însemne? Până la urmă, se pare că astrologii aceștia vechi și înapoiați din trecuturile noastre aveau totuși o idee destul de valabilă, și anume că doar printr-o discuție nu se poate stabili o conexiune, o relație între oameni. Discuția pur și simplu, simplă, nu poate stabili această conexiune. Ca exemplu concret, gândiți-vă la de câte ori ați fost sau ați văzut, ați fost martori, unei discuții între două persoane care aveau idei diferite, nu neapărat opuse, de multe ori opuse, dar diferite. După o discuție foarte intensă între cele două persoane, la sfârșitul discuției, ambii sunt practic mai convinși de prima lor idee decât să facă un transfer de idei între ei. Transferul de idei și de păreri se face doar dacă există și altceva care să stabilească această relație, această conexiune între oameni, între persoane. De exemplu, dacă discuția Mercur este însoțită de Jupiter, adică de bunăvoință și dorința de a dărui, sau însoțită de Venus, adică de afecțiune și iubire,
sau însoțită de Luna, adică dorința de a proteja, de a susține, de a... Până la urmă, Luna mai înseamnă și nutriție și noi știm că de multe ori atunci când stai de vorbă cu cineva la masă, te înțelegi mult mai bine decât dacă stai pur și simplu față în față pe două scaune, fără să ai nimic între nimic ajutător. Și partea cea mai interesantă este că, practic, planetele umede, deci nu mai umezeala leagă, ne gândim la lipici. Lipicii trebuie să fie umed ca să lipească. Ceea ce este uscat, Marte, Soarele, Mercur, Saturn, nu pot să stabilească conexiuni între oameni și relații. Deci planetele acestea umede pot să stabilească relații și singure, și fără Mercur, fără discuții, cum ar veni. Deci Jupiter, pur și simplu, faptul de a dărui, stabilește o conexiune între oameni. Nu e nevoie neapărat de cuvinte. Venus la fel. Poți să mergi la cinematograf, să vezi un film sau o expoziție de artă și doar faptul de a fi unul lângă altul și a privi ceva frumos leagă oamenii. Tot așa, fără, nu este neapărat nevoie de cuvinte. Și Luna la fel. Protecție, o îmbrățișare. Ideea nu e nevoie de discuții. Deci, iată cum Mercur nu este chiar așa de... Este un lucru foarte drăguț, am auzit un preot spunând lucrul acesta, că spunea că atunci când soțul și cu soția vor să se înțeleagă, să stea de vorbă la o felie de un fugem. Adică, iarăși, ceva de mâncare, Luna, leagă și discuția, și pe Mercur leagă aici.